Pam! Să treci, bănea Mihai! Bănea Robert, ne îmbrăcară în Opel aceeași... cum stai? Ne îmbrăcară în aceeași culoare. Eu n-am avut cu roșu așa să dau pe la gât, dar... Ce mașină e asta? Dar mi-am dorit-o acum 20 ceva de ani, dar mi-am permis-o taman acum. Asta înseamnă să ai răbdare în viață, să nu te grăbești. Ia uite. Bă, eu spun că e o mașină nemuritoare asta. Bă, n-am crezut, că eu am mai mers cu deștia o zi, două, dar așa cam de o lună jumate sau de când merg eu cu ea, să nu se strice nimic și ce-i dau eu, crede-mă că nu i-a dat nimeni. Bă, nea Robert, mașina asta mai merge încă vreo 50 ani și sunt tot... pregătit, fii atent, sunt pregătit și pentru la iarnă cu ea, ia uite, nici n-am mai dus ăștia în casă. Așa că, ce să mai... Dar tu observi ceva la mașina asta ta pe benzină? Ce? E eșapamentul curat? Păi chiar e curat. Cum nu consumă? Bună Mihai, n-am... am verificat tot... Odată l-am verificat. Foarte mișto. Când se aprinde becul, care bec de la cu roșu, se aprinde... Dar atunci... e 16 valve sau e normală? 16 valve. Și cu tambur pe spate? De ce are? Ia uite-l, da. Bateria am garanție acolo, e brici. Nea Robert, sincer să spun, mașina asta cred că îngroapă vreo câteva mașini moderne. În ciuda faptului că are vreo 20 de ani. Totul funcțional. Clima, bănuiesc, tot. Clima. Da. Ia vezi ce spune ăla, compresorul ăla nou. Arată mai nou, așa, da? Și cu... radiator mai nou. Tipul ăsta mai nou. Scuză-mă și pe mine puțin la farul ăsta. Clipește ceva, nu? Clipește nimic. Bă, alo, becurile noi, te rog frumos. Becuri noi, originale. Ce n-am făcut, cred că n-am făcut niciodată. Nu stă chiar așa bine la tablă. Nu stă, bă, neam. Dar să știi că dintre modelele Opel, parcă nu prea ruginesc așa. Bine, au avut și ele loturile lor cu... atâția ani cum se prezintă. Bine, am mai suflat eu, mai una altă. Da, aici la aripi, uite, ștearsă și fără rugină. Păi aici a fost până la tablă, dar am dat eu puțin cu gric, am zis că poate. Să știi, știi ce trebuie să facem astăzi cu această mașină în acest episod? Să vedem cât consumă. Exact. Că prin seară am și noi una cu pilot, cu ăștia, cu... Bă, că n-ai trecut la roțile de all season? Bă, eu nu mă despart la orice mașină cu ce merg, eu vreau de ăștia all season. Deja am făcut rocada între ele, că pe alea pe față le-am cam tocit, că... Eu atac curbele ca cu Audi. Veni un băiat cu un Audi înaintea ta aici, dădu pietrele, bariera la o parte. Păi mai trecu unul acolo cu un BMW. Să dădu jos, le pusă la loc, băi, la ce dracu mai... Nu știu de ce mai au bariera asta. Bă, oricum, pentru o mașină care a apărut în 1998. Ia mă, ce an e asta, ia vezi? Ca să vezi că eu cât mă supăr mai pun și folie, ca să știi. Pilkington, 02. 2002. Deci la 22 de ani avem plafonul un pic ars lacul, pe aici, pe acolo, nu avem rugină. Stare tehnică. Nici subea n-are rugină deloc. Stare tehnică și funcționare perfectă. Ia uite, discuri noi, plăcuțe noi. Ce mai vrei, bănea Mihai? Opel, dar nu știu ăștia, du-te. Tigar. Serbia. Madăns nou. Cam de iarnă. Da. Acum, bănea Mihai. Vii mai un pic. Cât ai dat? Iarna cu ea. Cât ai dat pe ea? E confidențial. Ah. Hai să vedem ce știe să fac. Bănea Mihai, știe să meargă. Garantat. Ia uite și scaune de ăștia, bă, nea Robert, bă, ce să mai... Nu-ți mai e dor de Audi. Nu, mai ce să mai... Tu cum să spui? Ia uite, ai același confort, culoarea asemănătoare. Tot că la Audi ăștia manuale nu sunt pe buton. Nu, de ulița, te rog. Ia bă, să vedem... A, da, mă, merge și... Bă, de ce e acolo, nea Mihai? Scuzați-mă. Plafonul e un pic... Dar merge plafonul. Să-i faci un de la... Știi, cu steluțe, cu abțibilde, cu... Hă? Păi, aș putea la Audi ai stele, n-ai? Nu, că am vorbit cu băiatul ăla de face plafoane. Să-mi pun un material, dar încă aștept după Florin să-mi facă scaunul ăsta, că e ciugulit un pic. Așteaptă. Ce-o zice? Ia vezi ce, ce ne-a răspuns... dacă că te să întorci mașina sau să facem chestia asta în mers, că nu vedem de soare. Bă, centuri reglabile pe înălțime? Păi, așa cum? Păi de capul meu. Te gândești că în prezent seria 5 nu mai are. Torpedou frumos. Uite și ce prietenul meu și clientul meu ce
ce? Eu mi-a dat tot ăștia, uite, să, eu n-am, nu mi-a venit nimeni, mi-au venit cu ăștia legate cu sârmă, unde sunt, mă? Pe la de la frumitatea de peron? Nu, și le-a schimbat așa, mi-a dat niște prezoane, becurile, că le-a schimbat la ea. A, ăștia... La... ăsta, la... de... alerea cu filtru de polen. Clipsile. Are ușița aia, vezi? Aha. Și mulți, dacă pierd una, două, le lasă într-una sau în două și suflă vântul pe lângă ele. Pasionat. Nu, mașina întreținută. Eu mai am baterie, mai am garanție. Mai. Ha? Mai este? Dacă mai este. Ce să mai avem clima aici funcțională chiar? Cam rece. Zici? Când te duci la Florin să-mi spui să-ți facă și asta. Ce să mai faci? Și asta. Și pe asta, a? Florine, dacă vezi clipul ăsta, să nu văd mașina asta fără ele făcute. Clanson are de aia. Fază lungă? Fază lungă. Bă, airbag-uri de ăștia pe aici, bă. Băi, la mine, au făcut-o bine, s-au gândit că... Păi sunt mașini din... Am văzut de ăștia noi care n-au... Bă, sincer, uite ce materiale sunt în ea. Da. Scaunele ăștia, că fiind de caro, sunt mai tari un pic față de celelalte. Dar stai mai bine în ele. Mașină germană, de adevărată de asta. Nemțească. Ia dă-i de butoane pe aici. Au te-ai cronometru, 10, bă, bun. Ia resetează, știi să-l resetăm? Ții că am mai resetat toată. Ăla cu 10 resetează, mă, nu mi-a dat asta. Dar nu mă știu din... o fi din asta altă. Nu, tu ai zis că, așa, mă, și acum păcălește, la ascunde. Așa, pe altceva, pe instantaneu, pe... Nu, că mă deranjează ăla. Și aici cum îi dai tu, mă? Ia uite, bă, că e suta. Da. Ia, bă, fii atent și tu. Vedem cât facem până la poartă? Nu. Bă, dar e incredibil cât de bine merge și de liniște în ea așa. O dăm în auto? Nu dăm în auto, că nu-mi bagă și pe la picioare. A, știu, moartea ta, să ai picioarele reci. Păi da, dacă n-am picioarele reci, n-am făcut nimic. Ia uite, patru geamuri LED, ce frumos. O vinzi? Păi de ce s-o fac? Adevărul ăsta, că uite, o mașină din asta te servește și acum la mulți ani. Nu vând, că am vândut-o deja. A, da. Așa că... Deci merge lucrul omului. Da, m-a sunat un urmăritor că vrea să o cumpere el, dar Gicos că nu vrea să o vândă nici mort. Bă, sincer, e o mașină care te servește mai mult decât valoarea ei financiară. Câți bani să iei pe ea? Și uite, te urci în ea, te duci oriunde. Îi mai pui un pic de benzină. Pe OLX să vezi că cer 2000 și ceva de euro pe unele, da, din 2007-2008. Fără climă, doar cu aceu, fără jante, fără patru geamuri electrice, fără volan în piele, fără farul cu xenon, fără proiectoare. Acum cum o să ceri pe că e un model foarte longeviv, că s-a făcut 98-2004 Astra G și până s-a făcut în Polonia Astra Classic, cred că până în 2009 merge paralel cu modelul următor. Și oricum e o mașină pe care Opel a făcut-o în foarte multe locuri în lume. Belgia, Germania, America de Sud, Egipt, Rusia. Ia uși. Bă, e o mașină trainică, simplă, o construcție mecanică cu o suspensie banală, niște motoare din generația respectivă. Într-adevăr, mai sensibile este un pic cu 16 valve și unele au consumat ulei. Dar asta ca ata care are eșapamentul curat, asta clar nu poate să consume ulei, că ar fi avut niște depuneri. Și s-a făcut motorul. A, mă rog, da. Ia uite, de ce îl deranjează pe clientul meu că e ambreiajul moale? Păi da, așa trebuie să fie, moale. Păi i-a pus ambreiaj nou, placă dizrulment, pompă de ambreiaj pe loc și a zis, Robert, mă deranjează, e prea moale ambreiajul. A pus și Zax după aia, placă dizrulment și pompă de ambreiaj și e la fel de moale. Păi și de ce ai vrea să fie ambreiajul tare? Așa e la ele, moale. Mașina e ușor de condus, plăcută, așa vezi, și servă e ușor. Ele nu... A, și chiar și varianta Bertone, mi se pare că Bertone s-a făcut în Italia, la... centru de design, nu mai știu povestea exact, au trecut prea mulți ani de atunci. Bertonele, frumos Bertonele. Motorul ăla 2000 turbo. Bă, da. O bine, în România și bine, că Opelurile ăștia și-au trăit a doua viață. Ele au venit din Germania și din alte țări, mai ales în varianta Break, albe, cu 1.7 Autiști. DTI. Ar trebui să vedem în cât ia suta. Păi, o ia până dincolo de poli. Aia, păi, dar nici nu-i dau în blană, dar... Dar de ce nu închizi geamul? Păi, se aude afară. Ce? Vâjeitul la frunze. Deci gândește că ele au venit din Germania cu 200-300.000 de kilometri. Au fost întinerite 100-200.000 de kilometri. Dar 144. Au mai trăit prin România încă 200-300.000 de kilometri și unele încă merg. Asta o are din 2010. Oh, am văzut
A văzut trei președinți. A văzut trei președinți, dar n-a fost ieșit din oraș, ca să spun că ai de așa. Acum, oricum să zic că foarte mulți oameni nu merg cu mașinile mult în afară. Noi ne deci n-a fost ieșit de care, știi care alte mașini. Pe asta o ține așa, că nu-l deranja dacă găsea o ușă lovită, o bară. Da. Mie chiar mi se par niște mașini pune rău. Pe bune zic mașini de adevăratele. Dar vezi cum le cataloguează câte unii. Că văd câte una de la un proprietar care n-a băgat un leu în ea, leșinată, și spune, bă, ce jafuri stopelurile ăștia. Dar uite, asta are telescoape schimbate față-spate. Are... Dacă la asta mi-a venit clientul și a schimbat uleiul în cutie și semeringurile de la planetare preventiv, păi cine, rar mi-a venit mie să schimb. El și cu băiatul ăla cu Skoda de la București ne-a schimbat uleiul în cutia manuală. În rest, cine? Am mai schimbat. Am mai schimbat, am pasat la un toareg. Păi lasă și tu, dar în rest... Când crapă de iasă moneta asta din cutie. Da. Atunci. Autolansare. E, mai că une că nu merg încolo. Eu merg încolo, dar merg cu racheta. Bă, dar merge țără. Și uite cum stă. 101 cai. Nu dansează, nu... Sincer, o mașină de asta, dacă nu e ruginită și nu a fost distrusă prin vreun grav accident, merită să faci o investiție asta economică în ea, gen niște telescoape, niște chestii de strict consum. Ca să primi tu oricine și mergi cu ea. Oriunde. Oriunde. Nu, laud că nu e de vânzare, dar uite cum stă. Vă. Fii atent aici, uite cum mai pe asta. Când e aud, ia. Vezi că n-avem SP-ul. Nu, mă, n-are. N-are. Are decât ABS-ul. Da. Când e audio, facem traseul ăsta și cu audio. Îl facem, dar uite, merg la asta, ia. Bă, Mihai, bă. Bă, dar chiar că merge bine. Știi ce îți lipsește? Rost pe 17. Rost pe 17. Lasă-mă că... Am vorbit aseară cu Fiși. Dar ai vorbit de ele. Mă gândeam să-l chem și pe el cu aia lui, în 20. Și cu ce-l ajută? Că știi cum tronc în aia lui de sar ochii din cap. Cu ea. De bune. Face ca toți dracinea. I-a pus-o, domnule, ca mea e mai tare, că i-a pus-o bară de OPC-ul și jante. Eu nu am luat-o pe asta să mă dau mare cu ea. Eu am luat-o să merg cu ea, tot. Că așa i-a rămas și eu repede. Găsesc jante, mă duc la Dan la Popozeu și iau de acolo din grămadă câte jante vreau. Ar mai merge să-i punem fuzete cu toate alea, cu planetare, de, să facem în 15 zone, ca să poți să pe 19. Să ai un șurub în plus sau de nu, da, să-i pui și râs mai mari, că așa în 4 prezoane nu găsești decât până la 17-18. Da, da, sau că e prea să îmbunești ăștia. Ciao. Chiar merge unul, dacă o dai la unul liniștit așa de nu trage de ea, pe bune de nu merge ani știu. Mulți de aici înainte. Ia fără uite. Să-i facă nimic, zero. Golful 4. Ia uite cum ia să vă ia Golful 5 cu dâra de rușine după el. Bă, avea praguri de ochii. Am văzut toate par ok până te apropii de ele sau legătile. Am văzut unul într-o zi și am vrut să-i fac poză, să strimit, dar am zis că stric ziua. Bă, lasă-mă că a tras-o pe aia de mai rea ca al robinet. E tras acolo, văd pe fiecare dimineață, îmi strică ziua. Bă, și nu-i faci omul, eu propune, domne, 30 de milioane nu și te rezolv. Nu, e la colegul să-i facă lucrare. El câteodată are mai noroc, mai rău ca mine. Uite și tu cum stai azi, că plătește. Bam, bam, bam. Pentru unul care nu e pretențios, dacă a ajuns să mă mulțumească și pe mine, eu care, domne, Audi face, trece, eu, uite, bă, când n-ai Audi, ce bun e Opel, doamne, mulțumesc că mi l-ai scos în cale. Două mâini pe volan, uite, nu clânță ne volan, nu faci nimic. Ba chiar că merge bine. Ce am făcut eu de când o am? I-am pus folie pe spate, senzor de parcare și unghiul de fug. Ai făcut investiție. Ce am mai investiție. Și unghiul de fugă și tot în verde, bănuiesc. Nu, l-am făcut că i-am schimbat capete de bară, bilete de direcție și ce am mai schimbat eu pe la ultima oară și n-am apucat să-i fac unghiul. Că nu mergea cu ea decât pe acolo, prin centru, local. La sală, la școală și înapoi. Păi, uite, nici un bec a prins în bord. Dar nu schițe nimic, nu zornă nimic. Bă, mașină de adevăratele. Asta e. Dă-mă fâne în blana. Deci cauciucurile de iarnă. Ia uite. Ia încă una. Aude și Vectra break, bă. Știți că nu troncă nimic de aia. Știu.
Vezi că, până la urmă, te gândești, eu mai... lasă, nu o forța pe aici. O mașină făcută de un producător de volum, de Opel, care nu poți să zică că a excelat, să zic, domne, ce am făcut noi. Da, uite, a făcut o mașină care merge după 25 de ani de când a fost făcută. Bă, păi lasă că... Dar merge la fel aproape ca în prima zi. Și merge la fel, adică... Nu mai... Că așa a mers și de acel omul albastră. Ha, nu, fă, și aia merge tot ca în prima zi. Lui fostul meu prieten. Și aia merge tot ca în prima zi, crede-mă. Bă, și în prima zi tot așa de rabli erau. Nu, no, era mai rău. Să știi că chiar la Dacile la 1300 e posibil să fie mai, să meargă mai bine în prezent, pentru că s-au mai schimbat soluțiile de piese, știi? Da, au mai găsit alte variante mai... Exact. De producători. Și de îmbunătățiri, pe acolo. Ia, am dat pe 5-a. Ia pilotul, ia. Fii atent ce spune pilotul ăsta. Da, nu uite umbra, na. Ia uite. Ia uite ce mai vine. Crește viteză, crește, ia. Din buton, la degetul mic. Se tai totul la degetul mic. Ce asta? Ce distronic, ce line assist, ce... Gata. Deci cu asta, cât crește valoarea? Eu zis, se bă, dar tu ăștia mai gros aici de manetele și păi ăștia, ăștia cu pilot și dăm cu bani computer pe... așa sunt mai gros. Dăm banii pe pilot și pe... Asta că eu zis și în episodul ăsta. De seară facem grătar? De seară. Fiind duminică astăzi. Sfânta duminică, da. De flori, de rusalii chiar. Da, sunt astăzi, sunt rusalile. Da. Deci am să mă mai bat cu barus un pic. Nu mai munci și toată, mai faci tu pauză, mai stai. Face doar, bas cu toporul în lemne de sar. Am și eu un BMW și nu știu ce îl doare. A venit fără să-l vadă proprietarul. Prima dată eu îi văd mașinile, și după aia lui tovarășul tău. Aoleu. Am vrut să o mut, dar nu prea a vrut, zic că să cam culc o roată așa sub ea. Păi, să rezolvă, nu e imposibil. Da, seria 1, și după aia cum apare? Impecabil. Nu bate, nu tronc. Fără daune ascunse. Păi nu sunt ascunse, că au fost reparate. Da. Ia uite, încă una. Bă, sunt milioane, bă. Bă, chiar că sunt milioane. Bă, ăștia sunt cele mai întâlnite. Ia uite, ăla, ăștia în serviciu nu era. Era seria 1. Tot. Bă, ăștia Golf 4, 46-le, acum le-a luat locul F10-le. F46 se transformă în F10. Dar F10-le nu va prinde anii de 46. No, n-are cum. Bine, are un motor fiabil. La al 4-le, al 5-le, la motor și probabil că la un moment dat te saturi să tot repar motoare sau să le tot schimbi și... Treci la Tesla. Auto știu. Și dacă te grăbești, fii atent. Dar nu mă grăbești, lasă-o mai încet, că iar este episodul prea scurt, nea, Robert. Oh. Când conduci mai tare, tot timpul episoadele cu 10 minute mai scurt. Zici? Păi da, bani mai puțin. Opel mai ieftin, nu e bine. Bă, stai mă, Mihai, bă, că eu știu ce e de făcut. Dar mie la curbele și mie nu-mi place să merg încet. Eu sunt învățat. Blana. Curbele să le topesc. Vezi ce înseamnă că n-am câștigat săptămânile astea mai nimic ca să-mi iau și eu cauciucurile de ce le-am arătat. Oh. O floare așa mare de calci pe broască și nu moare, că îi se bagă între dungirele. Dar bine, dacă nu reparam, nu recondiționam toate ele... Vă țin să te anunț că discurile de frână TRV la Touareg sunt ce trebuie. Și eu credeam că... O să ai aceea surpriză doar că mai repede. Nu, no, deloc. Și cum o Zimmermann care sunt? Zimmermann care și sunt. Și ai văzut, am curățat acolo, am șters. Oricum n-a fost, n-a avut rugină, n-a avut depură. Da, da. Și cu șmilder, și cu peria de sârmă pe flex. Și Zimmermann. Și cu vasilină ceramică. Am făcut toate operațiunile drăcești. Zimmermann. Oricum știi că piața asta a pieselor auto, discurile de frână, sunt cele mai contrafăcute piese. Pentru că sunt foarte des utilizate, foarte des schimbate. Majoritatea eu am... Ce tu faci așa? Sunt bune, nu sunt bune când e mașina, să zicem, discuri plăcuțe. Asta e primul gând. Ulei, filtre și după aia ce mai e? Da. Uite, eu la 5 n-am schimbat discurile, la E46 le-am schimbat. Mamă, am auzit niște prețuri de discuri originale la BMW-ul ăștia noi de te ia capul. Aude. Spre 1000, așa. De lei. De euro! Bă, o de aia cu discurile ei, cu roțile ei, din ce-s făcute? Patinează aici cu calcontea. Uite praful! Bă! Bă, dacă ți-am spus că rupe! Bă, chiar că rupe! Tu nu mă crezi! Să vezi ce consumi, scoate! 2 jumate, 3!
am pus aseară un clip. Sunt niște englezi șmecheri. Așa. Au venit din Maroc până în Anglia cu un plin la un Passat. Am văzut ceva că... Da bine, mers de asta sub 100 la oră. Și ce înseamnă patima asta? Bă, 2000 de kilometri. 2000 de kilometri cu un plin? Da. Au mințit. Nu au mințit, că e făcut clip. Aveau ifovârjeală pe undeva. Stai acolo, bă. Îți stric Opelul și chiar nu am ce să merg. Alta nu mai găsesc eu. Păi să-mi fie nițipi în curbe pe aceea. Hai, bine, aici clar roțile nu ajută prea mult, da? E? Nu e rea, nu poți să zici că nu merge. Dar chestia e că nu merge. Mie mi se pare că mașina asta merge mai bine decât multe mașini noi cu care noi am mers pe aici. Sau mult mai noi. O lipim de... Ia? Lasă că speri pe omul ăsta cu asta din față. Și asta din față nu e un Opel bun. Asta e un Opel care consumă de rupe. Antrara 2000 CTTI. Exact. Ia, uite că se dă la ea, fii atent, dar de că fum se scoate. Oțăra acolo. Dar vezi că e mașină din asta de parcă te-ai putea duce cu ea oriunde. Uite așa, mai... Că pe drumurile, merge, păi asta, 40, pe drumurile 40. Din România, oricum, cu, tot cam cu viteza aia medie mergi. Că mai ales dacă prin zile aglomerate te ia capul, depășești într-una. Până te plictisești și tot mergi cu traficul așa. Cât să și depășești? Păi exact. I-am dat pe a patra. Era un pantă. Băi, e tată, ia! E a ta momentan. Nu e omul ăla decât... Decât o încerci? Da. O încerc pentru el să văd dacă e bună. Când oprim să nu uităm să vreau să mă uit un pic la cauciucurile astea, tigar. Că chiar sunt... Ia uite, aș vrea și eu să depășesc, dar cu ce? Cu 101 cai. Hai că-ți ajunge la fix. Mamă, ia! Și-a mai dat aia patra. Acum iasă pistolul prin capotă. Ui, Doamne ferește! Puuu, gata, bă! Dă-mă avarii la așa spadă, că suntem șmecheri. Ia uite unde-mi ai. Bă, dar ce liniște în ea la 100, pe bune. Un pic de tot oglinzile se aud atât. 110 și... Ma, mai am o misiune cu tine. Misiune? Da. Ce facem? Trebuie să schimbăm paravântului la toare goal. Bă, da, bă, după ce mai pus să lipesc cum azi e, parbizi. Păi, de gândit la o soluție, să le demastificăm. Că am văzut pe Club Logan 3 România că se plâng oamenii că n-are mașina mastic pe față, pe la aripi, pe acolo, cum îți explici? Și pe la niște piese, pe la porbagaj. Că te lipsește așa, să vezi? Aaaa, sănătate. La aproape 3000 de ture, noi avem 100. Benzina. Asta e dezavantajul generației astea de mașini. De mult. Exact, durează mult. Dar are și putere, vezi că... Putere, dacă n-ai mers cu altă mașină, se pare că are putere. Dar adică se mișcă, da? Se mișcă, da. Uite, pe 5 o calc în plană. Îți dă senzația că... Bă, da, să știi că la ce costuri de... Eu mă jucam cu așa și omul ăsta încerca și să mă depășească. La ce costuri de servisare și de mentenanță? Bă, nu treci cu asta la servici nici bătă. Pe asta, de cu asta chiar te uită toți prietenii mecanici, electricieni și așa mai departe. Și vezi că e răcoare în aia, la 22. Bă, ce că s-a făcut frig, nu că răcoare. Impresionantă, să știi. La ani. Și mi se pare că parcă s-a păstrat mai bine un pic ca Golful 4, nu zici? Așa interiorul la ele. Bă, Golful 4, uite cum se lipea, păi asta, asta exact. Cum se lipea ăștia, ușile s-a demontează. Asta, exact. Materialul ăsta de aici se făcea țândere. Aici dacă stai cu cotul mult se rupea. Ce dracu? Golful nu e. El fiabil, motoarele de 1.9. 1.9, dar și la asta 1.7 le consumă foarte puțin. Păi dacă am bătut-o pe un pic Golful, zic eu așa. Plus că bertonele e foarte frumos și acum. Alea sunt mai confortabile scaunele, să zic eu, la o Golf. Da. Dar în rest, plasticele pe la ele nu mi-au plăcut. Sistemul de încuietor iar a fost prost la Golf. Eu nu mai vin nimeni niciodată în viață să schimb o broască la ușă că s-a stricat de Astra G. Da, chiar la Astra, da, la bravo. Golf 4, haide, capul meu. Știu. Și uite-mă și astea pe aici, comenzile, clima, ceasurile de bord, parcă nu sunt așa de bine să cunoaște cât din altă generație, dar nu sunt așa de îmbătrânite, știi? Ia
Le-au făcut trainice. Păi exact. Văd să la anii ăștia să se țină perfect 22 de ani, ești nebun la cap. Gândește... Chiar dacă n-are ea foarte mulți kilometri, tot a stat în 22 de ieri și 22 de veri. S-o duci la robinet pe asta? S-o deratizeze? Da. Cum arată interiorul ăsta? Goală. Opa, avem un utilaj de asfaltare. Ce mai asfaltează? Ce plombează ăștia pe aici, uite, vezi? Acolo, țacă, țacă. Ăștia de la drumuri seamănă cu tine uneori. Bă, de ce cum? Păi cu alți colegi de-ai mei. Și tu mă, ia uite, ia uite Passatul cum te așteaptă, ia uite aripă de față. Uite, Sperul, n-am mai văzut de Sperul de când eram mic. Chiar, băi, Sperul bagă gaz. Ia-o pe aici, pe lângă el. Să-l vedem așa. Uite, sistem de LED-uri ce are în porul bagaj, băi. Să ilumineze puteria. Și n-are rugină, Sperul ăsta. Tare! Prinde pe a doua, iau pe a treia. Și gata. Ce? Și mergem, le-am dat acum. Pilotul? Pilotul. Bă, dar ce bine cu pilotul. De cât o grele aici. Ce are cu ce să sparsă mâna, Mihai? Hai, la, la, căzut roata. Piatra ceva pe sub ea. Dar de frânat asta nu frânează din pilot. A. Ia de cum se duce brachete. Frânează din pedală. Dar se vede că nu s-a jucat nimeni la pilotul ăsta, că un butonul ăsta de dus înainte și ăsta de frânat merg mai... Știi ce poți să faci? Mai greu. Vinde-le lui prietenul nostru. Cum se fumbă după mașină? Dacă e să-i aduci îmbunătățiri la o mașină pe care... Păi dai pilotul să-ți dea gențile pe 17. Mai bine să omoare. Nu, totuși nu. Am și preșuri de vară, preșuri de iarnă. Alea de material sunt... La toate mașinile mie mi-au dat, toți. Și la X5, neapoana mi-a dat preșurile ale ei originale, erau băgate într-o țiplă, așa. Nu lua călca pe ele. La Audi la fel. Mi le-a dat românul ăsta, dar le-am făcut cadou. Mie nu-mi plac alea de... Mocheta. Da. Aia din portbagaj, mai ai de țara 2-o? Eu știu cum aveam. Am luat și eu la Touareg ăsta, am găsit-o din aia. De aia subțire, da. La e de aia Proline care e bună, dar e foarte tare. Și asta de-am luat ca ataș a fost mult mai ieftină, doar 80 de lei la prietenul și la PTC, da. Auto. Mai fin, așa, mai mică, mai ușoară. Bă, dar pe pilot mi se pare trage mai bine ca din... Aaaa, trage, se pare. Bă, da. Ia uite. Și din picior, dacă eu nu trage așa. Ia uite și tu ai 180-200, bă, dă-le, uho! Opa, ai o plăcuță uzată? Nu am o plăcuță uzată, nu știu ce e pe acolo. Ce nu-i place? Așa ce mai se sticau pe la ele, trierii pe spate. Știi celebra problema lor cu frâna de mână, pe, cu schimbatul plăcuțelor pe spate? Ce au mai bătut niște meseriași în anii aia netrieri, când el e pe rotativ. Ce vrei, dacă nu... Atât s-a putut. Nu-i dădea din tester. Da. Bă, de ce se dă asterul ăsta aici? Mă deranjează. Merge la consum. Ia, bă, ia. Bă, tu vezi, bă, ce pe l-au făcut ăștia, bă, cum te ia. S-a trăierat pe aici. Căzut ceva? Un flutere. Ah, lași un flutere pe parbriz. Atunci apa are aici, să vezi cum miroase. Aș da un continuu cu apă. Dar de ce dai? Ai prea multă? Păi nu, dar... Crezi, văd că ți-ai luat și ștergătoare noi, sau alea așa le-am... Nea, Mihai, te rog frumos. Dar știi că eu am luat și la Toyota aia care a mers cu ea 2-3 săptămâni. M-a prins ploaia, am luat ștergătoare noi. Nu mă joc. El Tudorică i-a zis, oprește și tu ăla. Cum îi zice? Compresorul. 100 de lei. Uite, ți-a arătat cum ai. Am transferat 100 de lei. Nu mă uit la bani. Cum să oprească compresorul? Compresorul ăla de face aer la garaj. A, așa. El se ducea spre compresor încolo, că avea treabă. Așa. Și am să oprești compresorul dacă tot te duci acolo. Și luați 100 de lei. Și am intrat pe Revolut, am transferat 100 de lei. Nu mă joc. Bă, nea, Robert, ești tare, bă. Nu mi-a părut rău ieri că am fost la ștrană și m-a costat o grămadă de bani. Aie! Nu trebuie să-ți pară rău în viață de ce pierzi sau de ce... E scump aici la noi la ștrană, că la ștrană? Da, e scump. 110 lei erau niște urci. De maronii așa, cu papucii, cu ciorapii până la genunche și în papuci.
Să vă uitau ce aia, bă, câți bani, bă, mă aveau să se trebuiască cu aia la... La intrare. La intrare. Băi, ce ne dați, bă, nouă de bani ăștia? Nu e nimic de furat mic pe acolo, că așa ar luai un șez lung, oia, măcar să mai scoate din bani. Bă, nu se poate, mă, așa. Da, ce să zic, eu n-am fost niciodată. Nici eu nu mai duc. Știi că circulă un mit cu strandul ăsta aici, că e un fel de listă. De? E un fel de listă de la partide. Nu știu. Și spui cum te cheamă, te caută pe listă și poftești înuntul, dar poate e doar un mit. Am fost și eu cu cineva. Și nu e mit? Nu e. Da. Asta e. Cum face să ne trecem numele pe lista aia? Nu mă interesează, că nu-mi place cine știe ce. Ah, am înțeles. În afară că e apă, în rest, n-ai nimic. Păi apă și soare, ce-ți trebuie? Da, înainte mai erau niște barăși pe acolo, te mai puteai să iei una alta. E un singur băruleț acolo și ăla. E bine. E bine. Ori mă gândesc eu că din punctul meu de vedere că sunt prea multe locuri de alea cu tobogane și cu locuri de joacă și mă ia ăla de mână și mă duce și colo și colo. De-aia nu-mi place. Nicu? Da. Scăzua acolo la benzină, Nea Mihai, ce ne faci? Să-l sun pe românul ăsta să... Păi la... Să-mi dea cardul. Da. Să mai bag. Lasă-o mai încerc că scăzut și timpul episodului. Iară... Deci îmi plăi o Florință, iară scaunul. Da. Nu. Eh. Ia uite, bă, ce Hyundai, bă. Pornizor de calitate. Sper că nu Hyundai de calitate. Bă, am mers cu vreo câteva săptămâni. Am mers cu unul la București și cu unul acum la Robi. Așa? Un bă, unul la Mickey 20 cu motor de 100 de cai și componentă hybrid. Ia uite. Bă, rapid, să știi, foarte rapid, așa. Trăgea pentru 100 de cai, o dovedea pe asta. Dar bine, e mai mică oțelă mașina, știi? O cutie automată. Dar că acum are 100 de cai, dar au mai... I-au mai antrenat acolo, i-au mai reglat. Au mai umblat prin cutie, pe la pinioanele alea, pe la una, pe la alta. Știi. Sunt mai adevărați cai față de ăștia. Da. Ia uite aici cu saci pe ea. Și nu se mai vaită. Și nu se mai vaită. Vezi, ăsta sigur a avut Dacia și a vândut-o și a oprit ăla. De sus. Portbagajul, da. Nu cred că se potrivește. Păi nu văzi că era prins de bările alea, de sunt așa prins cu sârme, de ălălalt, de Dacia. Apropo, am văzut pe unul la un Mondeo, avea niște blândi puse între ăștia, știi? Păi, unde m-a pus, nu știu ce a pus la golf, de-a strâmbat bările alea. Gândește-te câtă greutate a crea cu el. Multă. Cum bă să strâmbe de la reacul de golf? Că la Dacia nu mi s-a strâmbat. Ia uite bă, un cetățean spală calul în apă acolo, ești nebun la cap. Păi intrăm până acolo. Nu se putem să văd. Vada, te vede puțin. Bă, România medievală. Ăsta e un cetățean responsabil, care își iubește calul. Calul îl lasă în soare. Păi tu nu-i speli la mobil, ca ai doi. Te spălam odată, acum săracii sunt... Dacă vezi ce e pe mașina aia, zici că a fost de pe aici, în pădure. Am și un pic de emoții cu ea, așa. Măcar să nu dau Opelul pe noi, să văd cum se comportă, că așa știu o treabă, rămân cu Opelul. Ai o plăcuță uzată. Păi bă, sunt noi plăcuțe discurate. Pe spate? Nu știu pe unde o fi. Te ocup de ea. Pe spate n-am desfăcut. Te ocup de ea când dai timp. Deci am 1390 de kilometri făcut de când am luat-o. Bă, ai făcut ceva? Da. Mergem încolo, încolo. Bă, ce oprim să... Arătăm o chestie la mașina asta și trebuie mă dau jos, mă uit la cauciucuri un pic. Ia uite, una, două, bă... Ce bă, da? Ia uite, trei, patru, bine, așa, pe H-uri. Sau... Mașini țapene! Chiar sunt. Ia uite, încă una. Bă, uite, Vectra B Break, mamă! Mamă! Dar știi că n-am filmat niciodată Vectra B Break? Nici numai pe stradă sunt 5-6. Bă, sunt multe, bă, ne-mi hai. Dar da, ar fi interesant să filmăm, să filmăm o Vectra Break. Ce să filmezi la ea? Păi n-am filmat niciodată. Tu Opel. Opel.
Bă, dacă... Când zici vechi, trebuie mai cam de bara aia de față, că de prost au gândit ei să o prindă. Da. Cu torțul ăla, cu șurubul ăla, cu 25 pe acolo, garnajele foarte tari. Și mai ales iarna sunt os, trebuie e să le mai... dai jos, că-ți rup mâinile dacă vrei să... Cel mai nasol ce mi s-a părut la Opelul ăștia. Fustița asta, bă, de la bară. Bă, dă-o încolo, bă, la niță, nu-i faci tu un sistem mai, că ori pierzi oricând, ori imediat o pierzi. Eu i-am făcut sistem. Negrese. Ai făcut un sistem la negru. Da. Cum se aude? Că sperii pe omul ăsta cu X5. Nu vine nimeni să ia creacă asta, să o dea mai încolo. Uite asta, dă-te ăla la o parte. Ața, alea... Uite și băiatul ăsta cu Audi și ăsta de-a două. Da, mă, să... Uite aici, spa. Ce. Dar să mă ori la care Audi trebuie să meargă toată strada. Păi lată mașina. Ce vrei acum? Opa! Mă fac spray? Nu, lasă-i. Încerte. Nu, dar putem ne curentăm, nu de altceva. Bă, ce frumos e pe aici. Locul verdeață. Auzi. Ia. Că nu te așezi, dacă stai așa moale. Ia uite, și acolo în parcare mai e una. Bă, dar câte Opeluri de ăștia sunt, Robert. Trage aceea să-i facem o poză. Ia uite, fii. Bă, uite cum coboară, bă. Îți place? Nu. Bă, ce faci, mâna mea, e caz peste mine. Bă, dar sunt bunicile scaunele ăștia, recaro, așa. Dă-o pe drept aceea să ne iasă poza la strâmb. Cum, dă-o pe drept să se poza în stâmpă? Da, așa. Cum, așa? Așa, trage maneta dintre scaune și ea butonează la asta pe aici, să văd ce făcuși. Bă, puteam și mai bine, fii atent. 7:7. Bă, bine de tot, stăm bine. Bă, să știi că stăm bine, că... Hai să-i mai dăm o tură. Noi mai dăm o tură. Dar câți kilometri făcurăm? Păi 23. Și fii atent, mi-arătă, cât arăta atunci la pe filmare? 88 range-ul. Și acum 69. Păi mersă și în afară. Aia nu consumă prea mult. Nu, chiar nu. Dacă Toyota aia să vezi tu. Lasă-o pe aia, din altă ligă. O ajută la consum un pic, că e aerodinamică, nu e mașină înaltă, n-ai roți mari. N-ai roți mari. Ne vedem de seara la grătar. Ne vedem de seara la grătar, ia uite, nici pedalele nu-s așa. Îi arătăm bucata din clip. Cui? Lui prietenul nostru. Nu, eu mă arătam ăla. O vede singur. Nu mai ne vedem cu mine. Bye bye. A, stai așa să uite la... Ia oprește-o. Că ce e cel mai interesant la mașina asta, cu motorul oprit, ia uitați aici, dacă apeși pe auto, ce faci? Uh-huh. Mai bagă clima la aia, pe cal sau pe rece. Mașină de acum 100 de ani. Na. Câți aveți dotarea asta la mașinile din prezent? Și ia virează un pic, nea, Robert, să mă uit la tigaruri. Pentru niște rost de iarnă. A, nu le mai abuza, că poate mai e nevoie de ele la iarnă. Claxonul, claxon. Sănătate, Doamne ajută! Să trăiți și mult și bine!